Salutare, bine ați venit la un nou episod, suntem pe serverul Night România Roleplay, aveți totul pe acolo în stânga, sus, vedeți voi. Și am zis în felul următor. Să mă pun aici jos, începem. Am înțeles. Începem așa, chill. Da, am înțeles. Trebuia să mă pun. Da, la fiecare server e diferit. Hai să vedem ce vom face în episodul de astăzi. Dacă vă place ceea ce facem, nu uitați de butonul de like, subscribe și vă aștept pe server. Mai pe colț, așa, da. Da, televizorul nu ne funcționează că... Da? Așa mai departe. Începem să ne ridicăm. Dacă vrei ceva... Apropo, mi-am cumpărat, pornește pariu. Hai că putem să parim și aici. Deci, foarte frumos, foarte, foarte frumos. Bă, mi-am salvat aici niște haine, gen pentru vară, ca să le am toate acolo, frumos. Aici e un cufăr, dacă vrei să spui ceva, băi, mi-e un pic cam foame. Hai să mă duc să vedem ce avem în bucătărie. Mamă, kebab ce-aș mânca unul, frate, și o vodka așa, știi, de... Data trecută am rămas că ne-am dat de permis, am făcut niște ilegalități. Ce? Ce e asta? Chemical book. Am înțeles. Să studiez, să dea asta. Băi, frumos serverul. Foarte frumos. Da, stai, la asta statistici, parcă. I-am o băgat și după mine. E frumos, pachet arme. Hai să vedem ce arme are. Bine, în afară de astea. Cuțit. Na, asta e. Hai să mergem până afară. Că... Să vedem cum e vremea. Ultima dată un nins. Deci foarte frumos când ninge, guys. E... Mamă, ce frumos e. Ești nebun la cap. Acum puteți utiliza, înțeles. Se repară pachetul după revive. Refă viața full. Ah, deci dacă aveți, sunt cu mașina mea de asta old school, asta ne punem centura. Mamă, ce alunecă semnalizările ca ceaiul. Mă duc la benzinărie, stai să vă funcționeze. Cine a zis? Oh, bună ziua, bună seara, da. Haideți în mașină, domnul. Hai că acum vreau să mă duc la benzinărie, dar... Na. Nu v-am mai găsit. A zis ceva? Ia spune. Ce doriți? Ce doriți? Nu, spune că te aud. Sper că l-aud. Duceți-vă într-un loc mai... Mai retras? Ia-le pe ăla. Păi da, mă, știu că data trecută te-ai prezentat. Nu mă vorbești un pic mai tare, că nu prea te aud. Mamă, ce fain drept. Băi, păi nu, dacă se poate ceva și eu îmi caut o familie, dacă mă înțelegi. Dacă pot să... Familie? Păi și tu dacă ești mafiot, ce faci? Păi și ce ai în gând să facem? Mamă, ce drept facem? Că mai mulți bani? Păi hai, dar vezi că nu prea mai am motorină. Aici? Da, de ce? O să dau mișcare și o să dăm în jaftă, văd că de ce nu e capabil de ăștia. Deja vrei să mă bagi la jaft? Păi te frică sau ce dai? Păi mi se... Am înțeles, mă scuz. N-am vrut. Lasă că bag eu, lasă că din puținul meu...
Data viitoare, dacă intrăm la pușcărie, o să mă ajut tu. Mai faci. Ce Problema e faci? că nu știu dacă Ce faci? Ce faci? dacă ne-am auzit un pic mai tare, ar fi blană. Stai put. Da. Băi, să nu uitați de butonul de la subscribe. Mă auzi, șefule, acum? Da, zi. Deci, ți-am zis, te bagi la jaf sau nu, să știu. De la Bă, băieți de așa zi. repede. Păi nu vrei să mai arăți ce ai tu prin casă? Nu știu. Mai Ți-am mai ne arătat. combinăm la cumva Ce? la niște droguri una alta. Ce intenție ai? Șefule, vrei să facem bani repede, dacă de voi, dacă te duci. Hai de mașină. Vrei să facem droguri? Mamă. Da, mă, Am vreau auzit să de tot facem bani. timpul. Păi, hai să vorbim acolo, că vorbim mai... Eu zic să mergem la bancă, ne strângem din iau băieții, așa că A nu unde? te mai Care simți parte? sărac. La ce care bancă vrei să mergem? Aia din spate, din oraș. Hai din spate. Da. Mamă, ferească, mă, bunul Dumnezeu. Da, ai ceva armură, ceva pentru mine. Cum ne trădăm jaf. Da, hai să vedem. Hai să vedem cum ne descurcăm. Deci să nu uitați de butonul de like, subscribe. Hai că mergem acum la... Da. Și unde am rămas. Mergem acum la bancă. Hai să vedem să vadă el cum ne descurcăm. Până nu era poliția din spate. Aren't you a pathetic corporate Am înțeles. Hai ne continuăm treaba. Aș cam pune pe aici, gen pe undeva. Hai de gata. Dar cine dă jaful? Gen. Băi, nu știu, are un skin de asta. Uitați-vă, frate, la skin-ul ăsta. Zici că ceva dragon, ceva nebuneală totală. Sper să mă ajungă și glonțele. Nu sunt suficienți polițiști. Păi și tu, cum vrei să dai jaf cu metri? Unde ești? Mă, nu te mai văd. Am înțeles. Hai, ne băgăm în continuare. Dacă ăla au plecat din oraș, ce să mai... Băi, are multe scripturi, are ceva frumos care a rămas, da. Să vedem. Domnul! Hai că, domnul! Dacă e. Mă duc să mă schimb dacă e de jaf. Salut. Salut. Mă duc să mă schimb. Sper să mă... Mă fute de muzica. Așa. Mă scuza de limbaj. Mă duc să mă schimb repede. Bag ceva mai întunecat pe mine. Bun, bluze. Gen, o bluză de asta neagră, ceasuri, față, încălțări. Încălțări, hai să vedem ceva mai... Gen, așa, jachete. Bun. Ceva mai negru, să ne luăm și niște mănuși. Dacă tot are băiatul chef. Să... Ce ziceți? Mă rog, ce ziceți că sunt pe episod, am glumit. Am uitat. Nu prea ceva mai acoperit, gen... Da, apropo, serverul e în anii 80. No, dar îmbrăcămintea... Pardon. Îmbrăcămintea e un pic cam ciudată. Hai să ne punem niște bluze. O bluză mai de Doamne ajută. Bună ziua, domnul. Bună ziua.
Sunt mâna dreaptă a domnului cu care v-ați întâlnit mai devreme. Am înțeles. Păi și pe unde a dispărut? A dispărut un pic. Am observat, am observat. Dispărut un pic, au avut un pic de treabă. Păi zic că dăm jafcă de alea, s-au dus. Nu știu, domnule, vorbiți cu el, eu am venit doar să vă anunț. Am înțeles. Păi și ce fac, ce fac acum? Stai să văd cum arată. E bine așa. Ochelar, pălării. A zis șeful să te găsești pe el la bancă. Am înțeles. Imediat mă duc acolo. Numai să-mi ia ceva pe mine. Parcă... Păr, picioare, urechi. Am înțeles. Unde găsesc pe mă? Nu merge pălăriile. Nu funcționează, este mâna ca. Vă aștept afară. Bun, bun. Salut, domn Pablo. Am fost să-mi iau mașina, scuze. Am înțeles. Vă că te-ai și schimba? Am înțeles carta. Domnul... Să trăiți. Care-i treaba, domne, mai? Nu-i niciuna, nu-i... Mașina asta în mijlocul drumului? Care? În mijlocul drumului. Hai, liberat, domnule. De-te, dracu. Bă, pune-mă, bă, pune-mă, dracu. Mă duc să-mi iau mânușile, stați, vă așteptați-mă, mă duc să-mi iau mânușile. Hai. Hai la bancă, lasă-te, ai prost. Hai că am uitat și eu pălăria, masca pe față, ești nebun? Bă, pulă. Pula ta. Ce face ăla, mă? Bă, l-a luat pe ăla, ești nebun? Bă! Unde ăla, mă? Hai repede, hai repede înăuntru să dăm șaful. Hai repede. Mamă! Hai că de acum începe acțiunea. Lucrez tu în spate? Bă, lucrez tu în spate? Dar unde ți-e omul? Da, mă duc acum. Hai, du-te. Hai să dăm un anunț. Lucrez în spate. Nu, dai tu atunci. Mam, îmi plac. Băi, dar lucrează în spate, mă, sau unde ți omul? Uite că vine omul. Stai că am eu ascunzătoare mai bună. Stai să-mi pun și banii pe carte repede. Retrage. Depun. Eu îl mințesc pe ăsta, de fapt, știi? Eu gen n-am mai participat, n-am mai făcut de astea. Bă, dar ai o armură ceva la tine? Băi, stai că mă auzi, mă? Du-te-mă în spate, du-te-mă în spate. Da, n-am înțeles, du-te-mă în spate. Vezi, mă, că ți-o dau un... Așa, nu mai vede nicio cameră. Nu merge să sun la poliție, sau? Hai că avem un static de chef. Ioi! Calciu, calciu, nu... Calciu, de calciu, drag. Până vine poliția, rămânem un pic. Ce dracu fă ăla, mă? Băi, îmi place aia. Cine-o vorbi, mă? Bă, strage careva. Strage, dar care pinta, mă? Ma, am înțeles. Da. Băi, băieți. Cred că aici se va opri episodul. Merge bine colegul aici. Până vine carta, o să... Hai să dau prima tranșă, că nu... O să vedeți în episodul următor ce s-a întâmplat aici. Deci aici numai ne-am îmbrăcat una alta și ne-am pregătit de jaf. În episodul următor vedeți și jaful. V-am pupat.
o zi frumoasă aveți. Ciao, ciao. Să nu uitați butonul de like și subscribe.